Nu stau goală în fața nimănui, mi-a spus Ella. Era un lucru destul de ciudat să-i zici cuiva la prima întâlnire. Deja discutasem despre locurile de muncă, familiile și despre filmele care ne plăceau. Dar asta a fost foarte spontan din partea ei. Credeam că glumește. Adică, vrei să spui că nu ești niciodată goală de față cu cineva? Am întrebat-o. Nu? A zis râzând. Dar ți-am zis asta în cazul în care ai o problemă cu asta. Am dat din umeri. Cam greu să ai o problemă cu cineva pe care tocmai ai întâlnit, mai ales dacă e cineva atât de atractiv. Indiferent de ciudățenile pe care le avea această fată, ea era deșteaptă, sexy și fermecătoare. Deja știam că vreau să ne mai vedem. Și am făcut-o, de multe ori. Am mers la întâlniri, ne-am mutat împreună și în cele din urmă ne-am căsătorit. O relație perfect normală, cu excepția faptului că Ella nu glumea în ceea ce spunea. În tot acel timp, nici măcar o dată nu am văzut-o complet goală. Cu toate astea, nu părea să aibă nicio problemă cu nuditatea în timp ce se schimba sau făcea duș, dar asta doar cu ușile închise. Nu mi-a zis de ce, așa că fobia ei a rămas un mister pentru mine. Aproape toți erau de acord că e frumoasă și mi-a zis că n-are niciun tatuaj jenant sau vreo traumă de la vreun abuz din trecut. În momentele intime, mâinile mele cutremurau pe sub hainele ei, dar nu simțeam nici măcar o zgârietură. În final, m-am împăcat cu ideea și am acceptat-o pe Ella așa cum este. Apoi, a rămas însărcinată. De atunci, toată situația a luat o întorsătură ciudată. În acea perioadă, toată frumusețea relației s-a dus. Ella s-a schimbat radical, de parcă tot ce a fost între noi a fost doar un teatru. Când trebuia să nască și a mers la spital, m-a alungat din salon. Cred că a fost un lucru bun, pentru că atunci când năștea, s-au auzit țipete. Dar nu erau țipetele unui nou născut sau ale unei femei ce năștea. Acestea erau țipetele de panică ale unor adulți. Mai mult personal medical a venit de grabă. Am intrat și eu și tot ce am văzut a fost groaznic. Doctorii și asistentele din cameră erau morți. Unii fie și-au scos ochii sau și-au tăiat gâturile, fie s-au lovit cu capul de podea până au sângerat. În centrul acestei scene terifiante era Ella, nepăsătoare de ce era în jurul ei, legănând copilul înfășurat într-un cearșaf însângerat. Nimeni nu a înțeles, nimeni altcineva nu știa ce știam eu. Acei oameni l-au văzut pe fiul meu nou-născut gol. În zilele ce au urmat, m-am simțit tot mai nepoftit în propria mea casă. Ella obișnuia să stea pe un balansoar, ținând în brațe copilul nostru, ciudat de liniștit, amândoi uitându-se fix la mine. Cu puțin timp în urmă, Ella a murit într-un accident de mașină. Aproape că m-am simțit ușurat, recunosc. Dar fiind un părinte singur, nu este așa ușor. Singur, doar cu fiul meu, privirile lui silențioase devin tot mai reci. De fiecare dată când îl spăl sau îl schimb, țin ochii foarte bine închiși. Orice ar fi el, este copilul meu. Pot doar presupune că mă va face să nebunesc dacă voi afla ce este. Dar în același timp, e la fel de nebunesc faptul că eu nu știu.